Situația epidemiologică în județul Mehedin se schimbă de la o oră la alta. Numărul cazurilor de COVID-19 crește îngrijorător. 24 mehedințeni au fost confirmați pozitiv de ieri până astăzi. Totodată, în acest moment, sunt internate 77 de persoane, din care 13 se află la secția de terapie intensivă. Situația se înrăutățește în Mehedinți, iar în ultimele 24 de ore, 24 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. Totodată, în prezent, 107 persoane se află izolate la domiciliu asimptomatice. De astăzi, 13 octombrie, este următoarea. 552 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 77 persoane sunt internate, din care 13 persoane sunt internate la secția ATI. 107 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. La începutul epidemiei au fost confirmate COVID-19 1617 persoane, din care în ultimele 24 de ore au fost confirmate 24 de cazuri de îmbolnăvire și, de asemenea, de la începutul epidemiei au decedat 80 de persoane. La Spitalul Județean de Urgență au fost declarat două focare în data de 11 octombrie la secția de chirurgie, unde au fost confirmate COVID-19 7 pacienți și un cadru medical, și la secția diabet, zaharat, nutriție și boli metabolice, unde au fost confirmate COVID-19 4 cadre medicale. Numărul celor infectați pozitiv în această săptămână arată o creștere semnificativă în județul Mehedinți. Datele menționate sunt într-o continuă dinamică și se pot schimba de la o oră la alta. În legătură cu cele trei focare din județul Mehedinți, în ultimile 24 de ore nu a mai apărut niciun caz nou de COVID-19.